În seara zilei de 8 februarie, în jurul orei 20.30, plutonier adjutant Georgevici Sebastian, care se afla în timpul liber și se plimba împreună cu fica sa pe strada Gheorghe Lazar din Timișoara, a observat cum unei persoane care traversa strada i s-a făcut rău și a căzut pe asfalt pe banda de circulație lovindu-se la cap. A alergat imediat spre locul incidentului, timp în care l-a anunțat pe jandarmul aflat în serviciu la trezorerie, solicitându-i ajutorul. Alături de plutonierul adjutant Dan Alin, i-a acordat primul ajutor bărbatului și au blocat circulația circulația pentru că exista riscul ca participanții la trafic să nu-l observe și să fie grav accidentat. Între timp, au apelat Serviciul Unic de Urgență 112, li s-a făcut legătura cu Serviciul de Ambulanță și în permanentă consultare cu operatorii au aplicat procedurile specifice, asigurându-se că nu îl mișcă. Cu calm au așteptat sosirea echipajului medical specializat și au răsuflat ușurați când li s-a spus că e conștient și l-au putut transporta în siguranță la spital.